Estou. Bună ziua. Apăsați pe buton, vă rog. Bună ziua. Ok. Aprecierea asupra bugetului Ministerului, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați colegi, proiectul de buget al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2021 este în suma totală de 26.827.000 lei, cu o creștere de aproximativ 9,4% față de execuția bugetară a anului trecut, având trei surse de finanțare: bugetul de stat 25.921.814.000 lei, din care cheltuieli de personal 6.674.000 lei, bunuri servicii ale instituțiilor finanțate integral de la bugetul de stat 103.669.000 lei și subvenții 1.249.880.000 lei. Aici aș vrea să subliniez că bugetul dedicat Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații am prevăzut o creștere de 17,8% față de realizările anului precedent și am prins și o sumă pentru recensământul general agricol care trebuie să aibă loc în cursul acestui an. Sigur, există și fonduri externe nerambursabile și venituri proprii, pentru că am adus o modificare în legea de organizare a Agenției Domeniului Statului, în așa fel încât să aibă capacitatea de a-și cadastra toate proprietățile, doar o treime din terenurile gestionate de ADS fiind la ora actuală întabulate. În mare, cam ăsta este proiectul și, sigur, aștept întrebări. Mulțumesc frumos, domnul ministru. Dacă sunt întrebări, vă rog, un senator. Amendamente. La amendamente vreau eu. La vă rog, amendament. Bună ziua, domnului ministru. Eu aș vrea să vă propun primul amendament, suplimentarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare prevăzute de Ministerul în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu suma de 1.000.000 lei la capitolul 83.01 Agricultură, Silvicultură, Peșicultură și Vânătoare, titlul 59, alte cheltuieli, articolul 59.09, despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură. Problema este că banii pentru despăgubiri pentru culturile de primăvară n-au fost acordate, au folosit ca și pretext în campanie electorală. Domnul prim-ministru Câțu spuneau că s-au dat banii, nu s-au dat banii. Deci vă rog din suflet, pentru țăranul român, banii aceștia trebuie să fie în buget. Trebuie să salvăm ce mai putem salva. Sursa de finanțare, bugetul de stat, diminuarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare prevăzute în bugetul Ministerului de Finanțe. Mulțumesc! Ministerul de Finanțe? Nu susținem, nu avem încă baza legală pentru asemenea plăți. Am o întrebare tehnică. Din moment ce nu există posibilitatea tehnică de a se acorda aceste despăgubiri, de ce pe tot parcursul anului trecut reprezentanții guvernului au spus că aceste despăgubiri vor fi acordate? A existat o ordonanță pentru anul trecut și foarte probabil că va apărea un act normativ pentru anul acesta, dacă va fi cazul. Este cazul. Foarte probabil nu încălzește pe nimeni cu absolut nimic. Trebuie să fie un act normativ pentru că oamenii aceștia așteaptă banii. Nu, cu toții știu că e o problemă de temei legal. În acest moment nu există acel temei legal, există un principiu fundamental foarte clar în legea finanțelor publice și unul din principii este legat de faptul că orice prevedere trebuie să aibă în spate un temei legal. Cine este pentru acest amendament? 15 voturi pentru. Cine este împotriva acestui amendament? 24. Cine se abține? Nu avem abținere. Amendament respins. Vă rog. Deputat Viorica Sandu, voi da citire amendamentului cu numărul 7, amendament propus de către deputații și senatorii de Galați, pentru județul Galați,
alocarea sumei de 150.000 de lei în vederea realizării obiectivului de investiție refacere sistem de irigație în județul Galați. Acest obiectiv este necesar pentru a veni în sprijinul agricultorilor gălățeni. Sursa de finanțare, diminuarea cu 150.000 de lei a sumelor atribuite Ministerului Finanțelor, acțiuni generale, anexa numărul 3/65/02, capitolul 5001, cheltuieli buget de stat, paragraf 50, titlul 5, fonduri, rezervă, articolul 01, fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. Ministerul de Finanțe. Nu susținem. Sursa de finanțare nu poate fi luată în considerare. Cine este pentru acest amendament? 15 voturi pentru. Împotrivă. 23 de voturi împotrivă. Abțineri. Nu avem abțineri. Vă rog. Da, mai am. N-am auzit rezultatul. Amendament respins. Așa, asta aștept. Vă rog. Amendamentul numărul 9. Alocarea sumei de 150.000 de lei în vederea realizării obiectivului de investiție refacere sistem de irigație județul Constanța. Acest obiectiv este necesar pentru a veni în sprijinul agricultorilor din județul Constanța. Sursa de finanțare, diminuarea cu 150.000 de lei a sumelor atribuite Ministerului Finanțelor, acțiuni generale, anexa 3/65/02, capitolul 5001, cheltuieli buget de stat, paragraf 50, titlul 5, fonduri de rezervă, articolul 01, fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. Nu susține din aceleași motive. Da. Un proiect, exact genul de proiect care ar putea fi finanțat pe PNRR. Cine este pentru acest amendament? 15 voturi pentru. Cine este împotrivă? 24 de voturi împotrivă. Cine se abține? Nu avem abținere. Hei, hei. O abținere. Da. Amendament numărul 11. Un moment, vă rog frumos, domnul Țuțuian. Horia Țuțuianu, deputat de Constanța. Domnule ministru, vreau să țineți cont că în ultimii ani de zile județul Constanța a fost grav afectat de secetă. Și dacă nu se iau măsuri în următorii ani de zile, riscăm ca Dobrogea și nu numai Constanța și Tulcea să fie o secetă continuă. Vă rog frumos, luați în calcul în următoarea perioadă să alocați sume către aceste județe. Vă mulțumesc. Domnule ministru? Da. Seceta pedologică s-a instalat în zona Mării Negre, adică Dobrogea, sudul Moldovei și nord-estul Olteniei, în ultimii 42 de ani. Indiferent de regimul pluviometric, rezervele de apă în sol, acolo au fost se diminuează constant. Tocmai de aceea am prins în Programul Național de Reziliență această infrastructură privind strategia de gestionare a apei, pentru că dorim să refacem toate amenajările de irigații, de desecare, drenaj, combaterea eroziunii solului și prevenirea deșertificării printr-un asemenea proiect mai mare în Programul Național de Relansare și Reabilitare. Sumele care s-au alocat în ultimii ani, începând din 2017, privind reabilitarea, au fost sume foarte mici, pentru că constant nu au fost suficienți bani. O medie de 176 de milioane de lei pe an. Anul acesta am alocat 350 de milioane. Total insuficient, chiar dacă mai mult. De aceea vrem să mutăm această sarcină financiară pe acest program național de reziliență și reabilitare, unde sunt sume mult mai consistente ca să prevenim ceea ce dumneavoastră spuneați. Mulțumesc. Domnule ministru, spuneți că alocați sume. Când se vor aloca aceste sume? Nu uitați că Constanța, în afară că este un județ turistic, este un județ agricol. Am omorât turismul și am omorât Horeca. Da? Vreau urgent să găsiți soluții pentru irigația acestui județ. Vă mulțumesc. Domnule ministru? Sumele cu siguranță vor fi alocate când va începe derularea Programului Național de Relansare și Reziliență.
Oricum, anul acesta am alocat dublu decât s-a alocat înainte. Este în regulă, vă rog. Amendamentul numărul 1. Doamnă, stimată colegă, numai o secundă, pentru că dacă am luat o mică pauză între amendamente, eu m-aș întoarce puțin și vreau să pun o întrebare cu un răspuns, bănuiesc foarte simplu. Am înțeles că motivația pentru care nu se acceptă amendamentul nostru cu 1 miliard de lei pentru despăgubiri este lipsa temeiului legal și vreau să-l întreb pe domnul ministru, în condițiile în care probabil că există această dorință de a despăgubi fermierii afectați de seceta de anul trecut, în cât timp Guvernul României va rezolva această problemă și în cât timp fermierii vor avea banii pentru seceta din anul 2020. Vă mulțumesc. Deci, dacă ne reamintim cu toții, și la începutul anului trecut, sumele pentru despăgubiri nu au fost cuprinse în bugetul Ministerului. Dar, la cele două rectificări, Ministerul Agriculturii a primit sume suficiente în așa fel încât să și facă despăgubiri, să și facă plăți pentru sprijinul celor care au fost păgubiți de COVID. Până atunci, împreună cu cele mai mari federații din agricultură, vom identifica și am identificat și alte modalități de sprijin a celor care au fost anul trecut păgubiți de către secetă pentru culturile de primăvară. Îmi pare rău, nu mi-ați răspuns. Eu am înțeles exact răspunsul. Vă rog, doamna deputat, continuați. Mulțumesc. Amendament numărul 11. Se propune suplimentarea de credit de bugetare în cuantum de 5.000 lei pentru despăgubiri acordate producătorilor agricoli din județul Giurgiu, al căror tenernuri au avut parte de precipitații sub 50% din necesarul de apă de care culturile agricole au nevoie. Suma este necesară pentru producătorii agricoli eligibili la despăgubiri, conform legii 381 din 2002, pentru recoltele distruse de fenomene naturale, precum și seceta. Măsura este adecvată în raport cu orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectorul agricol, sursă de finanțare, realocare, acțiuni generale ale Ministerului Finanțelor Publice. Ministerul de Finanțe, vă rog. Nu susținem acest amendament. Cine este pentru acest amendament? 16 voturi pentru. Împotrivă? 25 de voturi. Abțineri? Nu avem abțineri. Amendament respins, vă rog. Nu mai citesc? Unul mai am. Vă rog. Amendament numărul 15. Se suplimentează bugetul cu suma de 7.000 lei pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii agricole Comuna Mera, județul Vrancea. Investițiile în infrastructură agricolă sunt necesare în zonele rurale. Sursă de finanțare, realocare din fondul de rezervă a Guvernului, bugetul Ministerului Finanțelor, acțiuni generale 5001, anexa 3, per 65/01, capitol 5001. Ministerul de Finanțe. Nu susținem. Vot pentru acest amendament. Cine este pentru? Hai. 17 voturi. Împotrivă? 25. Abțineri? Nu avem. Amendament respins. Vă rog. Vă rog. Vreau să-i pun o întrebare, domnului ministru, scurt. Domnul ministru, n-am văzut nimic în buget legat de legumicultori. Cu stimă vă spun, programul Tomata, am înțeles că nu va mai funcționa anul acesta. Dumneavoastră ați declarat că veți face un alt program, legume pentru legume în spații protejate. N-am văzut nimic în buget, nu știm exact despre ce este vorba. Să sperăm că, așa cum ați promis, veți sprijini legumicultorii din România. Vreau să vă spun că programul Tomata a fost un real succes pentru județele Telorman, Olt și nu numai, foarte multe județe din România. Pentru legumicultori a fost un mare ajutor. De aceea, domnule ministru, rugămintea mea este să
ca anul acesta să sprijinim cu subvențiile gumicultorii, având în vedere faptul că în celelalte țări din Uniunea Europeană și nu numai, subvențiile sunt foarte mari și astfel încât se încurajează importurile. Mulțumesc! Vă rog! Dar din nefericire, programul Tomata nu a fost un succes. A fost gândit inițial și trebuia să aibă succes. Din nefericire, n-a fost un succes. S-au cheltuit 260 de milioane de euro. Foarte multe dosare depuse au fost fictive. La un simplu control, într-un singur județ, am găsit 410 dosare fictive depuse pe care s-au luat câte 3.000 de euro. Iar roșiile, pentru cei care chiar au lucrat și au fost serioși, au produs de multe ori în aceeași perioadă cantități mari de roșii care au fost aruncate. Cu toții am văzut acest lucru. De aceea dorim să schimbăm programul în legume în spații protejate, pentru că legumicultorii m-au întrebat tot anul de ce doar roșiile sunt subvenționate. Iar pentru legumicultorii, ca să ei știu, dar ca să știți și dumneavoastră, în fiecare an primesc sprijin cu plat vegetal 4.600 de, pe lângă plata curentă, 4.600 de euro pe hectar pentru sprijinul cuplat vegetal pentru toate legumele integral. Iar acest program, care va conține legume în spații protejate, va fi mult mai sigur, în așa fel încât doar cei care într-adevăr cultivă legume, legumele pe care piața le va cere, să primească acei bani. Iar în următorii 2 ani am alocat 150 de milioane de euro, măsura 4.1, investiții în fermă, doar pentru sere, solarii și depozite la legume. Deci în următorii 2 ani mai sunt încă 150 de milioane pentru investiții. Mulțumesc. Domnul Vâlcean. O secundă și atât. Domnul ministru, ați fost la Bragadirul, în județul Telorman, și ați discutat cu legumicultorii din localitatea Bragadirul și le-a spus că programul va continua și că este foarte bun. Sau atunci eram doar în campanie electorală și trebuia să le promitem acelor oameni că va continua acest program. Deci acum spuneți, dumneavoastră spuneți că nu e bun. Dacă aveți dovezi clare că acești oameni care muncesc se trezesc la ora 2-3 dimineața să facă focul cu tunuri în sere și nu, în solarii. Nu, o ducem într-o zonă de demagogie. Oamenii ăștia rog, fură. Dacă aveți o întrebare clară, concretă, domnul ministru v-a răspuns cu date, cu cifre, cu situații și cu fapte reale. Tot anul trecut, vă nemulțumește răspunsul, dar hai să dăm posibilitatea și altor colegi. Domnul Vâlceanu, vă rog frumos. Domnule președinte, eu vă solicit să fiu lăsat un minut jumate să vorbesc pe subiectul ăsta al subvențiilor și vă rog și pe colegi să nu mă întreb, s-ar putea să învețe ceva. Din încep să cronometrez. Poftiți? Cronometrez, te rog. Am înțeles. Este evident că în România, ca și în toate țările din Uniunea Europeană, se dau subvenții în agricultură și, având în vedere competiția dintre țări, ele sunt necesare. Dar, așa cum vă spunea și domnul ministru, și eu cred că trebuie gândit mai bine sistemul în care dai subvențiile, pentru că, de multe ori, cum am avut și acest program Tomata, banii nu ajung la cine trebuie sau sunt subvenții care nu-și găsesc beneficiarii corect. Și, mă rog, în cadrul acestui subiect, aș vrea să le spun colegilor o scurtă istorioară, pe care de obicei o spuneam tinerilor la școală de vară, dar simt nevoia să o repet și în seara, și astăzi aici, pentru că e nevoie de puțină, mă rog, instrucție. În India, când era pe guvernanță britanică, se numește efectul cobra în economie. În India, când era guvernanță britanică, datorită mușcăturilor de cobră, populația, fiind afectată, a dorit să fie apărată de către guvernatorul Indiei la acel moment, și pentru fiecare cap de cobră pe care îl aducea un om, primea o sumă de bani. Bineînțeles că în scurt timp, toți indienii au început să-și facă ferme de cobră, nu? Că dacă dai subvenții, dai bani, primești bani. Vă rog să interveniți, că nu ne interesează asta. Bun. Doamne, ascultați-mă, o să înțelegeți multe. Nu vreau să ascult, că sunteți departe de adevăr. Nu știți nimic despre programul Tomata. Nu, vă rog.
Ascultați-mă și o să vedeți că înțelegeți. V-am spus, o spun de obicei la școlile de vară a tinerilor. Da. Asta expiră e. Un minut. Domnul, imediat nu revenim totul. Domnul Dulceanu, nu vă prinde asta cu inteligența mea. Nu revenim totul. Nu vă prinde. Dați-mi voie. Serios, vă prefaceți și nu sunteți dumneavoastră. Dați-mi voie, domnul Oprea, numai puțin. Haideți să revenim, stimați colegi, să revenim la buget. Ora 20. La... Prea multă vorbărie strică, haideți. Pot să termin și eu? V-am ascultat, nu v-am întrebat nimeni. Domnul deputat, vă rog, continuați. O să aveți posibilitatea să luați cuvântul imediat. Vă rog. Ok. După ce guvernatorul Indiei a considerat că a rezolvat problema și n-a mai oferit sume de bani pentru fiecare cap de cobră, ce credeți că au făcut indienii care aveau ferme de cobre cu acele cobre? Dar nu ne interesează. Le-au dat drumul, doamnă. Și atunci problema a devenit și mai mare. Să știți că și atunci când vorbești de subvenții, trebuie să ai mare grijă ce faci cu banii, pentru că, așa cum vă spuneam, riști să crezi mai multe probleme decât să rezolvi probleme. Dar ceea ce vreau să vă spun este, domnule Oprea, când îmi spuneți că nu sunt inteligent, vă rog să nu vă mai uitați așa la mine, că nu vă aștept privirea pe dumneavoastră deloc. Vă rog, domnule. Vă rog. Președinte. Vă rog. Pentru domnul ministru am următoarea întrebare. Cum se gândește să sprijine exportatorii români? Pentru domnul că... ministru. Domnul ministru. Domnul ministru, vă rog. Era o întrebare serioasă. Cum intenționați să sprijiniți exportatorii români în zona dumneavoastră agricultorilor? Pentru că tocmai ceva mai devreme, ministrul Năsui de la USR a omorât programul de promovare a exporturilor. Știu că dumneavoastră ați trimis o scrisoare către domnul Năsui prin care susținați acest program. Și văd că al dumneavoastră coleg de cabinet nu vă ascultă. E acea tensiune între USR și PNL, asta e constatare. Deci, concret, ce aveți de gând să faceți? Și a doua chestiune este că vă invit în comunele legumicole din județul Prahova. Vă invit la Gherghița, vă invit la Olari, vă invit la Balta Doamnei, vă invit la Pucheni, satul Pietroșani, să le spuneți oamenilor de acolo, care au solarii, că nu mai continuă tomata. Dacă aveți curaj și vă ține, haideți acolo cu mine. Eu vă invit foarte serios. Domnul coleg, anul trecut, în fiecare localitate unde am fost, am spus același lucru, că acest program nu va continua din mai multe motive. Unu, a fost fraudat masiv și banii n-au ajuns la cei de care dumneavoastră povesteați decât într-o mică măsură. A fost deturnat. Apoi, în fiecare an, importul de tomate a crescut, n-a scăzut. Asta trebuia să fie scopul final. Și tot legumicultorii mi-au spus că trebuie susținute și alte legume, nu neapărat tomata. Legumele pe care le cere piața. Deci am spus că transformăm acest program tomata într-un program de susținere a legumelor. Și tocmai pentru aceea dăm și bani pentru sere și solarii și pentru depozitare, bani separați. Dăm și sprijinul cuplat vegetal anul acesta 4.600 de euro pe hectar și bani pentru programul de legume spații protejate. Vă rog. Nu mi-ați răspuns la exportator, dacă se poate. E o temă importantă. Vă rog, următorul interlocutor. Domnule ministru, îmi pare rău, dar pentru punerea adevărului la locul lui, ați fost la Matca, ați auzit de Matca, da? Este unul din cele mai mari bazine legumicole din țară. Ați fost la Matca și ați lăudat programul Tomata, nici măcar nu le-ați spus că anul trecut veți reduce unul din cicluri. Nici atât. Ați venit și ați promis că le veți da despăgubiri și i-ați mințit, domnule ministru. Doamna deputat, era înscris la cuvânt colegul dumneavoastră. Vă rog, pe scurt. Domnul ministru, după aceea asistez aceste discuții și trebuie avut. Am văzut declarația de presă, dar poate era doar la supărare. Dacă vreți să continuați cu ordinul 24, cu exploatațiile de suine sau să-l retrageți. Vă mulțumesc din suflet. Domnule ministru, vă rog. Deci, domnul Mătie știe despre ce e vorba. Întrebarea e retorică. Am să dau răspuns pentru ceilalți care nu știu amănunte. Ordinul 24
este un proiect de ordin. Ordinul 538 dat de domnul Daia este în vigoare, care spune exact același lucru. Din nefericire, dacă în spatele acestui ordin nu stau și acțiuni ale altor instituții care trebuie să se ocupe de oprirea peste porcine africane, vom continua să ne lamentăm că producem în România doar 25% din consum, că din cele 3,6 milioane de locuri de cazare pentru porcul gras sunt populate sub 900, toate fermele acelea au fost falimentate, statul român plătește 600 de milioane despăgubiri din buget, din banii tuturor. Deficitul comercial pentru carnea de porc este cel mai mare, a fost în 2019 621 de milioane de euro. Este clar că toată lumea, și crescătorii mari, și crescătorii mici, trebuie să respecte niște reguli, în primul rând reguli de biosecuritate, ca să oprim răspândirea pestei porcine africane și ca să putem relansa creșterea porcului. Sigur că sunt autorități care au atribuții în circulația animalelor și în gestionarea mistreților. Ministerul Agriculturii, prin acest ordin adus în dezbatere, repet, în dezbatere, în timp ce există alt ordin cu aceleași prevederi în vigoare, a vrut doar să aduc pe tapet această discuție care cred că este foarte serioasă, ce facem cu pesta și cum relansăm. Așa, la modul populist, a discutat doar fără soluții. Putem să discutăm în continuare, cum discutăm din 2017, și lucrurile să se agraveze, nu să se rezolve. Domnule, vă rog, dreptul la replică, mi-a folosit numele. Domnul președinte, ministru, vă rog, din suflet vreau să-i spun domnului, dacă domnul ministru spune că importăm 80%, dacă distrugem gospodăriile țărănești, o să importăm 90%. E un calcul simplu. Deci nu e altceva, nu o să creștem deloc. Domnule Roman, vă rog. Domnul președinte, fac din nou apel la dumneavoastră, dacă sunt reguli, să le respectăm cu toții. Era o întrebare la replică, deci, domnule. Am deputat. Înțeles, din partea grupurilor am lăsat câte întrebări s-a dorit, tocmai pentru... Vă rog, domnule Roman. Păi nu, vă rog frumos de acum înainte să vă uitați și în partea asta sălii. Domnule ministru, o întrebare. Când ați preluat mandatul de ministru, ați întâlnit o situație, practic v-ați confruntat încă din prima zi de o evoluție teribil a cazurilor de pestă porcină și mi-amintesc că la momentul respectiv eram tot în Parlament, domnul Geronimo, care era numit din partea PSD-ului, omul de încredere al lui Dragnea, era plecat prin Singapore. Și mi-amintesc că presa scria la vremea respectivă că pesta porcină a fost ținută ascuns opiniei publice și nu s-a dat alerta europeană la timp. Rugămintea este să ne povestiți despre acest episod și de ce am ajuns aici. Pe scurt. Mulțumesc. Sigur, a spune lucruri din istorie și a găsi vinovați este simplu. Eu mă gândesc cum trebuie să rezolvăm. În 2019 țara era roșie, adică eram în partea a treia, toate județele erau infectate, pentru că nu s-au luat la timp măsuri, tot așa, din populism. Eu nu spun că vreau să distrug gospodăria țărănească, asta o spun unii. Eu spun că toți, și cei mici și cei mari, trebuie să respectăm niște reguli minime de biosecuritate până scăpăm de această boală păcătoasă. Să știți că nu este nicio diferență între pesta porcină africană, mă refer ca extindere și ca periculozitate, și ceea ce se întâmplă cu această pandemie COVID. Dacă nu luăm măsuri și nu respectăm măsurile luate și cei mici și cei mari, nu vom rezolva niciodată această pierdere constantă pe tot ceea ce înseamnă producție de porc. N-are nimeni treabă cu gospodăria țărănească, dar știm cu toții că există acei mijlocitori de animale care sunt samsarii și care n-au nicio treabă cu gospodăria țărănească. Ei doar poartă porcii domestici în portbagaje sau în altă parte, răspândind boala. Reglementarea respectivă se referea în primul rând la a opri activitatea aceasta ilegală a samsarilor. N-are nimeni treabă nici cu crescătorii mari, nici cu crescătorii mici, pentru că fiecare produce cu un anumit scop. Iar consumul se face fie local, fie la nivel național. Eu am vrut să atrag atenția că avem o problemă reală care se va adânci privind creșterea porcului în România și că dacă nu luăm măsuri chiar nepopulare, dar necesare, nu o să putem opri acest lucru.
Mulțumesc, domnule ministru. Vă propun un vot pentru amendamentele care nu au apucat să fie susținute. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Cine este împotrivă? 25 de voturi împotrivă. Cine se abține? Nu avem abțineri. Vă propun un vot de adoptare a proiectului de buget pentru Ministerul Agriculturii în forma inițiatorului. Cine este pentru? 25 de voturi pentru. Cine este împotrivă? 14 voturi împotrivă. Cine se abține? 3 voturi. Buget adoptat. Mulțumim, domnului ministru. Invităm Ministerul